Mamă, deci este superb! Deci nu știu ce plajă urmează să vedem astăzi sau mâine, că mai tare ca asta nu cred că poate exista vreo plajă. Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog! Ne-am cazat aseară, foarte târziu, pe la 12 am ajuns, închiseseră programul, vedeți vlogul de ieri dacă sunteți interesați, și astăzi, cu forțe proaspete, începem noi aventuri. Suntem în Fuerteventura. O să citesc astăzi un pic mai multe despre insulă și că nu vreau să vă zic așa din ce am auzit, din auzite. Vreau să vă zic informații clare. Hai să trișez puțin și să las masca asta, că nu-i nimeni pe stradă. Anca e cu copiii la o plajă de aici, foarte ciudat. De-aia am și întârziat la hotelieri. Foarte ciudat maps-ul aici, Google Maps și în general navigația. Ca să înțelegeți, plaja e aici, la 200 de metri și ca să ajung pe plajă, mă trimite să... Ăsta e restaurantul hotelului. O să vă mai arăt imagine prin hotel. Mă trimite să fac 14 minute pe jos, o iau așa, când pot să o iau direct aici, la plajă. Dar așa ceva s-a mai întâmplat prin insulele Canare. Nu vă dați seama ce vânt este, sunt super mândru de microfonul ăsta al meu. Așa, am venit la mașină să-mi iau ochelare de soare. Merg până la recepție să întreb cum e cu Wi-Fi-ul situația, pentru că noi filmăm și filmăm o grămadă și e foarte frumos și ne place să filmăm. Și se strâng videouri, dar nu apucăm să le edităm sau, mă rog, nu apucăm să le uploadăm. Oricum vor apărea când ajungem noi acasă, în cel mai rău caz. Să vedem cam ce Wi-Fi au ăștia aici. Și pentru că cel de pe telefon 3G-ul nu face față, m-am probat deja. Așa, ce voiam să vă zic? Hotelul este un hotel de 3 stele și mare lucru să ai prieteni descurcăreți. Dan mi l-a recomandat și Dan mi l-a și rezervat, pentru că Dan, prietenul meu, lucrează pentru o firmă care vinde, mă rog, în turism, nu intru în mari detalii. Și mi-a făcut o super reducere. Hotelul era, ca să înțelegeți oricum ce ieftin este, era în jur de 200 de euro pentru 3 nopți cu all inclusiv. Deci un 60 de euro pe noapte, 65 de euro pe noapte, 2 adulți și 2 copii, all inclusiv, adică 3 mese pe zi. Nu știu cum e cu alcoolul, dar mă rog, hola, ce tal? Nu știu cum e cu alcoolul, dar în fine, până la urmă e foarte ieftin, adică, frate, 65 de euro pe zi, 2 adulți, 2 copii, cazare și mâncare, și hotelul nu e chiar rău, să vedeți, e super ieftin. Cu reducerea lui Dan, am ajuns și mai ieftin, adică eu stau pe gratis aici, ce să mai zic, ăștia vin aici și îmi dau bani ca să stau. Acolo e plajă. Voiam să iau parola de la Wi-Fi, dar se mișcă lucrurile foarte greu și foarte încet. Și așa că merg la plajă și mai vedem mai târziu. Haideți să vă arăt piscina. Încep cu ce arată bine, după aia termin cu camera un pic mai târziu, care nu arată foarte bine, dar frate, cam așa arată. Sunt niște străduțe de-astea mici, așa, și stânga-dreapta sunt niște căsuțe. A, puteți să aruncă, puteți să vedeți aici, da? Deci ăsta e livingul. E livingul cu bucătărioară, o masă și o canapea și în dreapta e un dormitor și baia. O să vedeți și la mine. Nu e deloc rău. Asta e piscina. Hai să bem și un suc, să avem energie până la plajă. Nu beți sucuri acidulate, că fac rău, sunt rele pentru sănătate. Vorbesc serios. Dragul, te pup, pa, te iubesc. Ăsta e un moment propice, e un moment perfect de a filma piscina asta cu filtru polarizat și fără. E pentru mine, adică vreau să văd pe ce am dat banii, să văd dacă într-adevăr filtrul ăsta e ok, face ceva sau nu. Așa că ăsta, mamă, bate vântul, wow, asta e rău, asta e foarte rău. Mi-a sărit capacul cutiuței. Asta e fără filtru, locohoiul.
Asta e fără filtru, n-are niciun fel de filtru. Și asta acum? E cu filtrul de ăsta polarizat. Ce ziceți, vreo diferență? Acum trebuie să mă bag în piscină să scot cutiuța vieții. Știam de ce nu voiam să fac testul ăsta. Simțeam așa, știi? Adică, hai, zic, hai că pun lentila, scot lentila. Păi nu e așa. Cât mai vine vântul, mai ia lentila, intră lentila în apă, du-te după ea și uite așa, 10 minute, mă așteaptă ea mici la plajă. Aici e o mică terasică, asta e căsuța noastră. Intru să-mi iau rucsacul. Aici dorm copiii. Acolo o mică bucătărie, nu vă folosi niciodată. Asta atârnă, așa nu e nicio problemă, nu ne deranjează. Televizor, dormitor și baia. E vechi, dar... Chiar văzusem un stand-up comedy pe tema asta. Cum îl cheamă? Teo, când ai ceva bun de zis despre un loc, ce zici? E curat. Băi frate, chiar e curat aici, deci chiar e curat. Baia mă refer. Aici mobila asta e atât de veche încât nu se mai poate să o cureți. Hai să iau cipiceii și masca, sare și la plajă. De asta uitasem. Avioane. La fiecare jumătate de oră avion. Ăsta e cerul care îmi place mie, așa, cu un pic de nor. Chiar mai devreme era soare și cred că de-aia am și tras de timp să mă duc la mașină, să iau masca, nu știu ce, masca de nota sare, să iau cipiceii, să iau nu știu mai ce. Pentru că n-aveam chef, dar mie îmi place așa, mai înnorat. Acum e soare, acum e nor. Nu știu cum pare la voi, e foarte simplist totul aici. Adică, insula e frumoasă, are vreme frumoasă, vânticel și nu plouă. Aproape de Africa, suntem la vreo 90 de kilometri de Africa. Deci, așteptarea mea e că se va vedea Africa acolo, Western Sahara. Nu știu ce zboruri aveți din România în Fuerteventura, dar sincer, mie mi se pare o variantă poate mai bună decât Tenerife și cred că și mai ieftină. Când zic mai bună decât Tenerife, zic mai bună decât Tenerife în sensul în care mie nu-mi place buluceala aia, mie nu-mi plac 5 milioane de turiști într-un an. Știu că am crezut că fac bani de pe urma lor și am ales Tenerife. Dar în realitate, când ai turism, începe și criminalitate, încep și hoți de buzunare, se cam strică locul, părerea mea. Principala binecuvântare și principalul avantaj pe care îl avem rezidenții canarioți este reducerea de 75% la transport. Și dragilor, acum înțeleg cât de binecuvântați suntem. Adică noi am călătorit cu feribotul din Tenerife în Gran Canaria 40 de euro, din Gran Canaria în Fuerteventura vreo 50 de euro, în condițiile în care era vreo 200 de euro biletul, fiecare din ele. Și una e să dai 400, una e să dai 90. Și un alt avantaj este că toate insulele astea pe care le-am menționat și încă vreo 3-4 sunt foarte, foarte diferite una de alta. Adică Fuerteventura, veți vedea, sunt multe, chiar, poate vă gândiți să apăsați butonul de subscribe pentru că urmează niște vloguri foarte tari din Fuerteventura cu nisip, cu dune. Pun aici un video cu niște plaje cu dune din Gran Canaria. Gran Canaria e foarte aridă, zici că ești în Africa, seamănă puțin cu deșertul Nevada, nici nu știu dacă am zis asta, oricum mi-a spus Antim în comentarii. Asta seamănă cu un deșert. Mai, un pic mai la nord e o insulă, se numește Lanzarote, unde voiam să ajungem, dar nu ajungem în vacanța asta, poate ajungem în câteva luni. Se numește Lanzarote, ziceam, și este nisip, este toată cu rocă vulcanică. Adică așteptați-vă ca absolut peste tot să fie roci negre sau, mă rog, vulcanice cu un peisaj ca de pe lună, selenar. Apoi Gomera are un peisaj foarte apropiat de Jurassic Park, adică junglă, liane și așa mai departe. Nu știu chiar, nu știu dacă s-a filmat Jurassic Park acolo sau ce, are o legătură oricum. După care La Palma
îi se spune la bonita, adică cea mai frumoasă. Gândiți-vă ce înseamnă dacă e cea mai frumoasă, adică ați văzut Tenerife, ați văzut Gran Canaria și aia e mai frumoasă. Abia aștept să merg să și acolo și peste tot, cu un 40-50, maxim 100 de euro, ajungi cu feribotul, mașină și toată familia. Asta da avantaj pentru a trăi în Tenerife. Deja mi se anunță o plajă bună. Asta e vorba, da? Deci suntem în Caleta de Fuste și asta e plaja, se numește Castillo. Nu știu, simțiți cât de liniștit e totul? Acum și cu criza, dar oricum nu se compară cu Tenerife, în care chiar și în criza ai turiști. E frumos, așa e gol, auzi vântul, frate, deci... Mie asta îmi place și fiți atenți, se numește padel și e o combinație între... padel, zic bine? Cred că da. E o combinație între tenis și squash, adică e un tenis în care mingea are voie să lovească pereții ăștia din spate, ai terenului, dar fiți atenți, lasă-mi, băi, ce tare este! Mă, serios! Ce tare am ajuns aici, nu pot să cred. E foarte, foarte frumos. Iupi! Noi mergem pe intrada. Și scuzați-mă, dar e foarte drăguț. Nisipul nu e foarte fin. Dar e alb. Și marea e albă. Și asta scoate și cerul ăsta. Chiar sunt foarte, foarte, într-un vai foarte bun, sincer vă zic. Mi se pare foarte tare. Abia aștept să vorbesc cu Anca să văd cum mi se pare ei. Și uitați ce locuri de joacă pe plajă acolo. Sunt niște locuri de joacă acolo pe plajă. Am un singur regret așa, o să ziceți că sunt nebun. Îmi pun masca când trec pe lângă un restaurant sau ceva. Mi-ar plăcea mult să am timp să editez astea și să le vedeți și voi în timp real. Adică mă deranjează la culme că eu postez asta abia peste o săptămână. Că mie mi-ar fi plăcut să stăm așa noi la bârf, așa de genul, eu să o postez azi și voi să-mi ziceți, bă, cât de tare a fost plaja aia, dar ce, nasol acolo, dar hai acolo, dar așa arată-ne aia. Așa voi vedeți peste o săptămână, eu sunt deja acasă. Mă doare sufletul, vă zic sincer, dar nu am timp, pur și simplu, nu există timp. Îmi trebuie și un laptop care să mă ajute un pic să meargă un pic mai bine și un internet un pic mai bun, chiar mult mai bun. Și nu se leagă de moment, dar pentru moment, dar lucrăm la asta, adică mă preocup de asta. Și asta e visul meu, să ajung să postez, poate nu în aceeași zi, dar măcar a doua zi. Și în felul ăsta vorbim, voi înscrieți, eu vă răspund. Hai să-mi caut copiii și nevasta. Mamă, dar cât de frumos este! Mă credeți că e frumos? Uite, hai să vedeți ce prețuri. 10,50 €, două șezlonguri și o umbrelă. Cu toate astea, eu cred că vom sta pe nisip direct. Pentru că... ia uite-i! Pentru că ne place să stăm fix lângă mare acolo. Și aici nu e ca în România să mustu șezlongurile unde vrei. Vedeți că e o linie și dincolo de linia aia nu poți să pleci cu șezlongul. Foarte, foarte, foarte tare. Nu știu, adică vă las să vă uitați așa pur și simplu, pentru că orice aș zice eu nu e suficient și pentru că e pur și simplu, cred că vă place și vă încălzește. Deci e fabuloasă plaja asta. Și țineți minte că Anca s-a uitat pe internet și asta nu e cea mai tare plajă. Adică ea zice că hai să mergem și acolo o oră, două, că e o plajă mai nasoală așa, mai urâțică. Cum asta? Bă, e superb! Băi, deci nu se poate așa ceva, e ireal. Și, deci, bate orice am văzut până acum în Tenerife și peste tot. Însă, eu nu înțeleg... Da, super, Vic. Eu nu înțeleg o chestie. Dacă asta nu e tare, că tu mi-ai zis că nu e tare... Da, sunt unele mai faine. Ce altă plajă este mai tare ca asta? Este super tare. Ce e cel mai tare este că până și valurile au stat în loc. Adică sunt puțin turiști și toți așa într-o tihnă de asta așa și nu sunt nici valuri, deci totul stă în loc. E
e sărat, așa, noț, ușor, e totul, nu știu, pur și simplu, e... Trebuie să fii un nebun să devii isteric în locul ăsta. Pur și simplu, natura te pune pe loc. E pentru liniște? Clar, Fuerteventura e cel mai tare. Nici eu nu pot să explic. Dar exact asta zicea și eu. Am simțit și eu. Deci am zis exact asta când am intrat pe plajă. Zic, băi, nisipul, apa, norii, cerul, îți dau un shutdown. Adică nu-ți mai vine să faci nimic, te relaxezi total. Deci e cea mai tare pentru relaxare. Exact. Dar uite-te și cum arată. Vă place, mă, copii? E o plajă normală? Mamă, deci este superb! Deci nu știu ce plajă urmează să vedem astăzi sau mâine, că mai tare ca asta nu cred că poate exista vreo plajă. Dar uite ce valuri, deci, astea finuțe sunt. Sunt fără cuvinte. Sunt fascinat și nu știu ce aș putea să fac, să vă arăt și vouă. Deci, valurile astea nici nu au putere să se spargă la mal. Deci, e ca o piscină, teoretic. Vă amintiți valurile alea din Puerto de la Cruz, din Boiu? Eu pun aici un video. Ei, gândiți-vă că natura practic îți... Bravo, măi, uite ce ușor înoată anca. Natura transmite, e clar că dacă te afli într-un loc cu valuri de alea, agitație, bum, 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 mai bagă și o muzică eventual, te simți într-un fel. Dacă te afli aici, te simți în altfel. Și acum, lăsați-mă, dragilor, să mă bucur un pic, o oră, două de plaja asta și ne mai auzim. Știu că am zis că ne vedem în două ore, dar îmi place mult cu voi în vacanță și ne vedem mai repede decât credeam. Ăsta e al nostru tot. Sunt destul de rare, vedeți? Deci nu mai suport liniștea asta, mă enervează! Iar asta, pe plajă aici, superb. Everything is great inside this narrow maze. Gracias. Speak but oh nothing, we run our separate ways. Do you ever think about me or are you... Vorbeam acum cu Anca. Insula pare un pic așa părăsită. Mie îmi place, nu e o problemă, dar e foarte goală, adică noi mergem pe aici câte
10 minute și nu ne întâlnim cu nimeni. Sunt oameni la hotel, de exemplu la hotelul nostru, probabil mânați de oferta asta fabuloasă, sunt oameni. Însă toți cam stau în piscină, astea, nimeni pe plajă, nimeni pe drum. Oricum, insula e mai puțin populată decât Tenerife și ca turiști și ca locuitori. Ca să aveți o idee, insula are 6 municipii sau 6 orașe, între 10.000 și 30.000 de locuitori. În total pe insulă sunt 120.000 de oameni. Insula e aproape cât Tenerife, a doua, mai mare decât Gran Canaria. Și ca să aveți o idee așa, ca și zic eu, asta doar așa din mintea mea, e cam cât 2-3 județe de ale noastre. Și ce să vă mai povestesc? De aici, aici se face o brânză foarte bună de capră, Maxorata, pentru cine ne urmărește din Spania și sigur cunoaște. Și cam atât. Adică nu au decât... au foarte multe plaje. Au 300 de kilometri de țărm, din care 160 de plaje, mai mult sau mai puțin, nu, poate că sunt 165. Așa. Și toate sunt foarte, foarte lungi și foarte, foarte mari. Ce e considerată cea mai tare pe plaje din Europa, ca și densitatea plajelor, numărului de plaje, să zicem. Despre istorie, nu mă bag prea mult. Prin 1400 a fost cucerită de spanioli. Și e cea mai veche dintre insule, îmi spune Anca. Aici, când au venit romanii, au zis că au denumit insule Canare, insulele norocoase. Și pentru că probabil le-a plăcut și lor vremea, ca vreme, deși e un pic vânt, deși e lângă Africa, vremea e un pic, nu e așa dură ca în Africa, pentru că există un alizeu, un vânt care vine din nord și ăla aduce un pic de răcoare, aduce ploi și pentru asta, nu pot să zic că o agricultură, dar oricum nu e, uite, nu se vede acum. Mai devreme jur că se vedea. Se vedea Africa, e la 100 de kilometri distanță. Și acolo e Western Sahara, adică nisip cât vezi cu ochii. Aici diferența este că avem acest alizeu. Și e foarte plăcut. Temperaturile sunt între 15 grade iarna. 18, da? Și 30, cât vara? 32. 32, mă rog. Cred că acum o săptămână, când... când a fost Kalima, Kalima e furtună de nisip din Africa, atunci vine și un aer foarte uscat. Sunt foarte multe avioane. Da, și ziceam când... uite, ăsta e un avion privat. Ăsta era jet, private jet. Hei, Vic, stop, stai pe loc. Gracias y perdón. Asta e legat. Aia e pista de bicicliști, mă pui. Așa. Și... păi hai să urăm pe aici. Dacă... unde mergem? Direct la mașină. Ok. Știi că aici e casa noastră, nu? Așa. Despre ce vorbeam? Despre... ăla era un private jet. Probabil un bogătaș care vine și el frumos să ia un pic de soare. Din Anglia o grămadă. Foarte bună idee. Da, dacă ne urmăriți din UK, gândiți-vă la un zbor direct din UK. Mie mi se pare ca plajă, ca destinație de plajă peste Tenerife. Nu ai deloc distracție. Adică totul e cum vedeți. Ia uitați-vă cu strada asta. Cum vedeți strada asta, da? Cum vedeți? Goală, da? Cam asta este. Uite cum arată mașina asta de profuită. V-am pupat, spuneți la aventurii, ne vedem în videoul ăsta.